Reporterii RTS au fost sesizați că la secția 4 la Cerneți oamenii stau 10 de minute la rând și așteaptă să intre în secție să voteze. Și asta în condițiile în care temperaturile sunt extrem de ridicate. Nu are bunul simț să spună vă rugăm așteptați, închide ușa în nas. Și nu vă lasă să intrați. Și spun că nu vrea lumea să vină la votare. E posibil așa ceva? Ce v-au spus? Ceva ca să aștept. Eu veni ca să votez și cu asta basta. În încercarea de a afla de ce procesul de vot este îngreunat, reporterii RTS s-au lovit de refuzul polițiștilor și al președintei secției de votare. Asta în condițiile în care jurnaliștii au prezentat acreditări eliberate de biroul electoral județean, care permite reporterilor inclusiv supravegherea procesului electoral în secții. Doamna președintă, ceea ce spune, noi asta facem. Vă rog frumos, luați cadrele afară. Da, avem o acreditare, nu se poate să ne scoateți afară, nu, de ce? Deci nu vă scoatem afară, mergeți după ce vorbiți cu doamna președintă, atunci, dacă vă dă dumneavoastră voie... Am prezentat o acreditare în care ne permite să intrăm în secția de vot. Da, foarte bine. Vorbiți cu dumneavoastră. Am vorbit cu dumneavoastră. Și înseamnă că nu am voie să vorbesc cu oamenii care stau la rând și așa? Ba da, aveți voie. Aveți voie să vorbiți cu... Și atunci de ce nu mă lăsați? Dar întâi să vorbiți cu dumneavoastră. Am vorbit cu dumneavoastră. Așa e mai bine. Da! În secție, președinta, iritată de prezența reporterilor, s-a supărat atât de tare, încât a trecut la numărarea cadrelor filmate de operatorul de imagine. V-am lăsat un film, nu e nicio problemă, că nu e niciun secret. Și atunci cu ce vă deranjează? La secția 4 oamenii intră câte 3 în incinta secției și pe holuri, iar ceilalți așteaptă în soare până ce președintele secției le permite accesul la urne.